Metodele tradiționale încep să fie aplicate în industria mobilei. Există o piață serioasă pentru așa ceva, dar materia prima, adică lemnul de calitate, se găsește din ce în ce mai greu. Cel puțin acest fapt l-a aflat colegul meu, Marius Mila, atunci când a stat de vorbă cu un antreprenor implicat în industria mobilei artizanale. Știm foarte bine că foarte multe păduri din România au fost defrișate și sectorul de prelucrare a lemnului are de suferit. Cum vă descurcați cu materia primă? Bună ziua și bine ați venit! Cu materia primă ne descurcăm din ce în ce mai greu. Este adevărat că s-au defrișat multe păduri, încă mai este lemn, dar, din punctul meu de vedere, problema este procesarea lui și valoarea adăugată, lucru care nu se întâmplă la noi în țară. Bușteanul de bună calitate este trimis la export și nu îi adăugăm valoare aici în, în țară. Pur și simplu am exportat lemn și importam mobilier. Vă numărați printre puținii care luați lemnul românesc și nu numai, îl prelucrați și chiar încercați să exportați produsul finit. Da, așa este. Chiar în, în ultima perioadă și noi am renunțat la producția de panouri și din, din cherestea. În ultima perioadă chiar achiziționăm panouri cu lamelă continuă, nu le mai producem noi, tot din aceeași problemă a materiei prime. Mai achiziționăm cherestea doar pentru proiecte speciale, unde avem nevoie de dimensiuni speciale sau alte esențe de, de lemn.